din partea studenților care și-au dorit o astfel de competiție în care să se argumenteze pro sau contra pe teme sociale bine cunoscute de toată lumea. Țin să mulțumesc conducerii care ne-a ajutat în desfășurarea acestui eveniment, domnul președinte Iosif Urs și domnul decan Gabriel Ispas. Îi mulțumesc! Eu se pare că va trebui să susțin argumentul contra al tău, nu? Dacă oriunde este cu o echipă, susțin argumentul pro și o echipă susțin argumentul contra. Trebuie să spun de la început că paternitatea acestui concurs nu mi-a aparținut în totalitate. Ideea s-a născut la priveghiul lui Socrate, anume la petrecerea de după procesul simulant a lui Socrate și vorbeam cu un coleg al vostru, domnul Andrei Mandar, e aici, Socrate al nostru, da, care mi-a sugerat pe mine să organizăm în cadrul universității și dezbateri pe modelul american, modelul debate-urilor care se desfășoară și în universitățile din America. Ne-am mobilizat destul de repede și apoi în 3-4 săptămâni, nici pe data de atunci, am reușit să vă aducem în parte acest proiect, un proiect concurs, care puteți vedea finalitatea și premiul pe care vor câștiga cei care se vor dovedi cu argumentele cele mai puternice. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar știți-mi, e la început, e primul nostru an când organizăm așa ceva. Ne dorim ca acest concurs să fie unul de tradiție, o tradiție care să înceapă astăzi. Astăzi vom avea 4 dueluri și anume primul duel este cu tema interzicerea avortului, al doilea legalizarea căsătorilor între persoane de același sex, este la mod acum, a treia temă este interzicerea fumatului în locurile publice și a patra temă interzicerea Facebook-ului. O echipă va susține argumente pro, cealaltă echipă va susține argumente contra, urmând ca la final, echipa cu cele mai puternice argumente, cel mai bun speech, să meargă mai departe. Aceasta este o fază preliminară, s-au înscris în concurs 16 echipe, urmând ca în final să rămână două și să câștige cei mai buni. Așa cum vă spuneam, prima dezbatere este între echipa 7 și echipa 10, pe tema interzicerii avortului. Echipa pro, echipa numărul 7, domnul Sălceanu Alexandru și domnișoara Elena Giacoscu și echipa contra, domnul Căldraru Ionuț, domnișoara, de fapt, trebuia să încep cu domnișoara, dar așa mi-l-a trecut și mie pe coaie, domnișoara Vaida Ștefana și domnișoara Țăranu Mădălina. Le urez succes și să vedem cine va avea argumentul mai bun. O rundă. Propoțelul, da. Înainte de a începe, aș dori să le mulțumesc membrilor jurului, care ne-au făcut plăcerea și onoarea să fie astăzi alături de noi. Din juriu fac parte 4 jurați. Domnul profesor universitar Dr. Viorel Tănase, decanul Facultății de Psihologie, un apropiat al activităților noastre. Domnul asistent universitar Narcis Băleșoriu de la Facultatea de Științe Sociale și Politice. Domnul avocat Bogdan Dinu din Barou București. Și subsemnat. Mulțumesc pentru aplauze. Bun. Începem cu interzicerea avortului. Are cuvântul echipa numărul 7, echipa pro. 5 minute.
Bună ziua! Am grea misiune de a introduce o lege care, din punctul nostru de vedere, este venită să facă dreptate. Dezbaterea este veche și este pe tot globul. O să încerc să sumarizez care sunt motivele pentru care noi considerăm că este important pentru introducerea acestei legi. Și sper că vom găsi în rândul vostru chiar multă susținere din punctul ăsta de vedere. În primul rând, discutăm despre avort, discutăm despre o crimă. Știu că mulți vor spune că este foarte discutabil acest aspect, dar gândiți-vă un pic că deja punem în discuție problema unei crime. Și cred că deja discuția este foarte, foarte importantă. Eu cred că nu ar trebui să putem să luăm viața cuiva după primul nostru plac, la buna noastră discreție, și cred că oricare dintre cei care sunt în această sală nu și-ar dori ca cineva să poată să vină să le curme această viață pe care o au, fără să poată să facă nimic. Probabil că veți spune care este granița și delimitarea între cele două statusuri, acea a ființei care are deja viață și a unei ființe care, din punctul altora de vedere, nu are viață. Din punctul meu de vedere, această graniță nu există. Și ca orice graniță care este artificială, ar trebui să ne pună foarte mult pe gânduri dacă putem noi, ca oameni, să stabilim o astfel de graniță. Mă refer la acea graniță de 3 luni care este considerată sub acea sub acel moment copilul este, nu are viață și după acel moment el este o ființă și are drepturi. Aș mai avea câteva argumente pentru introducerea acestei legi. Din punctul meu de vedere, cred că am putea cu această ocazie să revenim la niște valori pe care le-am avut și care au existat prin totdeauna omenirii. Și eu cred că mult timp nu s-a făcut avortul și cred că această omenire a supraviețuit totuși. Și nu cred că s-a întâmplat absolut nimic. Nu știu de ce ar trebui să facem acest lucru. Aș mai vrea să mai mă refer un pic la ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă. Au existat niște legi care au interzis avortul, dar care au, din punctul meu de vedere, au fost prost introduse și prost aplicate. Și cred că dacă astăzi am avea o lege bună care să susțină și ceea ce este în spatele acestei interziceri, prin drepturi, prin societatea să vină să susțină mai mult ceea ce sunt efectele acestei interziceri, lucrurile ar putea să stea un pic altă. Mai există și un aspect al discriminării. Din punctul meu de vedere, astăzi femeile au posibilitatea să aleagă, practic în momentul în care există o femeie rămâne gravidă, ea poate să aleagă dacă merge mai departe sau nu. Ceea ce pentru noi bărbații noi nu putem să facem această alegere și cred că este o discriminare. Întrebarea ar fi de ce o femeie poate să spună dacă duce la nașterea unui copil și noi bărbații nu putem să facem acest lucru. Ce drept au ei să facă această alegere fără ca noi să putem să avem niciun fel de cuvânt de spus din punctul ăsta de vedere? Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și
Aș vrea totuși să reținem că discutăm despre o lege care ar interzice, practic, un omor. Vă mulțumesc! Acum urmează echipa contra. Bună ziua, numele meu este Ioana. Împreună cu colegii mei, suntem echipa contra interzicerii avortului. Întrucât tema este interzicerea avortului, nu avortul, precizez de la început că noi nu suntem pentru avort. Noi suntem pentru interzicerea unei asemenea legi, care ar reprezenta o măsură extremă din partea legiuitorului. Înțelegem gravitatea acestei operațiuni medicale numite avort și nu încurajăm nici de cum. Avortul nu trebuie să fie o obișnuință, însă situațiile excepționale necesită măsuri excepționale. O femeie, având un motiv solid, oricare ar fi acela, nu trebuie să fie constrânsă să facă sau să nu facă avort. Avortul trebuie oprit prin analizarea și combaterea motivelor, nu printr-o lege. În cartea O viziune asupra vieții, scoasă de editura Provita, se precizează că rata crescută a avorturilor poate fi explicată și ca o consecință directă a avorturilor, a mentalităților, pardon. Legiuitorul poate lua măsuri pentru moment, adică interzicerea avortului, sau poate gândi pe termen lung. Prin programe de consiliere și educație sexuală, mentalitatea oamenilor cu siguranță nu va mai fi aceeași. Dintr-o jenă de neînțeles, mamele nu le spun fetelor nici măcar despre pubertate, dar aminte despre avort. Neavând informație, tinerii își doresc să experimenteze ceea ce văd prin filme, reviste și ce aud în mass media. Cu ce este mai presus statul care interzice avortul fără să explice, fără să prevină, fără să informeze, față de o mamă care nu îi explică fetei ei ce consecințe ar putea avea irresponsabilitatea. Interzicerea avortului nu o să oprească avortul. Asta înseamnă că femeile o să facă avort la domiciliu. Complicațiile unui avort făcut acasă sunt mult mai periculoase decât complicațiile unui avort făcut la spital. Din datele strânse de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, rezultă că cel puțin 15 femei au murit până în 1989 din cauza avortului făcut acasă. Unele foloseau tije, andrele, sonde urinare, lacuri băbești, tratamente cu plante, orice numai să scape de sarcină. Doar puțini au scăpat cu viață, majoritatea s-au ales cu infecții. Însă, o complicație după un curetaj la spital poate să apară în primele 10 zile, generând o sângerare, durere pelvină, și atunci femeia trebuie să se reîntoarcă la ginecolog. Femeia mai poate face copii după un avort, rare fiind cazurile în care ea nu mai poate naște, și aici ne referim la avortul repetat în combinație cu vârsta înaintată. Articolul 34 din Constituția României spune că dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. În ce măsură se poate bucura o femeie de asemenea de un astfel de drept în situația în care statul o constrânge să păstreze o sarcină toxică sau o constrânge să facă un avort la domiciliu prin care poate avea infecții grave? O crimă este să omori un om, nu să ai dreptul să-ți poți controla corpul. De ce credeți că în România avortul este permis acum până în săptămâna 14? Noi propunem înființarea unor programe din fondurile Uniunii Europene privind planningul familial, educație și igienă sexuală în schimbul unei legi care ar interzice avortul. Vă mulțumim! Urmează echipa Pro. Bună ziua! Numele meu este Elena și reprezint echipa Pro. Oricum am pune problema, avortul poate fi considerat o crimă în sensul în care viața cuiva este terminată din decizia altei persoane. Întrucât viața începe de la momentul concepției, decizia de a face avort este automat ucidere premeditată. Se încalcă porunca să nu ucizi și se ignoră darul divin. Această schimbare de mentalitate este cauzată de pierderea credinței și a valorilor creștine, de individualismul și pragmatismul existent astăzi în societate. Ați vorbit despre valori. Ați vorbit despre valori.
Ați vorbit despre valori. Dumnezeu ne dă dreptul să alegem. Considerați că puteți, că puteți face dreptate intrând în conștiința unui om? Nu putem face dreptate intrând în conștiința unui om, dar de la începutul... Astfel de legea ați intrat în conștiința unui om. Dar de la începutul timpului, de la... nu știu, de la... Existența primei persoane pe acest pământ, s-au dat anumite legi din punct de vedere religios, anumite porunci, anumite valori deja stabilite. Iar în punctul ăsta de vedere este considerat o crimă omorului, un pretus, o ofință concepută, din, se presupune din dragostea a doi oameni. Plus că orice avort pune în pericol șansele femeii de a mai rămâne însărcinată. Dacă femeia face un avort la o vârstă destul de fragedă, corpul nu este programat biologic să fie matur. Și din cauza asta, din cauza informațiilor foarte precare pe care le-a primit asupra educației sexuale, din cauza asta există riscul de a nu mai rămâne însărcinată. Femeile care apelează la întreruperea de sarcină pot rămâne cu sechele atât fizice, având în vedere complicațiile, infecțiile, dacă avortul nu este făcut așa cum trebuie în clinici de specialitate. Complicații care pot aduce, în cel mai rău caz, decesul. Dar sunt și de natură psihică, traume psihice, depresii și amintiri traumatizante care afectează orice femeie care apelează la acest, la acest lucru. Și de tot ce ați mult de spus, vă mulțumesc foarte mult! Urmează motorul convenit de la echipa PRO. Echipa contra. În România, avortul este legal până la 14 săptămâni de sarcină. Când autoritatea, când rata avorturilor crește, odată cu interzicerea lor și oamenii tin să facă ceea ce este interzis. De exemplu, în Polonia și în Irlanda de Nord, avorturile sunt permise atunci când fătul prezintă malformații grave, în cazul unui incest sau al unui viol. De exemplu, în Polonia, rata avorturilor în anul 2002 a fost de 3 avorturi la 10.000 de nașteri, pentru că statul acordă sprijin. În Germania este consiliere pre- și post-avort, obligatorie, iar în Olanda intervenția este gratuită, este acoperită de bugetul statului. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți pentru uciderea unei ființe umane sau împotriva uciderii unei ființe umane. Noi am ținut să precizăm de la bun început că nu susținem avortul. Nu suntem pro-avort, suntem contra interzicerii avortului, interzicerii unei legi. Noi lăsăm dreptul femeilor să aleagă ce au de făcut cu corpul lor. Nu suntem... Suntem pentru consiliere, pentru schimbare, pentru drept la informație. Aceste discrepanțe dintre România și celelalte țări sunt datorate regimului comunist, care a interzis cu desăvârșirea avortului în perioada 1967-1989.
valul de avorturi care se confruntă în țara noastră în continuare este o restricție a comunismului. Din punct de vedere medical, embrionului, în primele 5 săptămâni de sarcină, îi apare primul nucleu real în creierului și inima. Până în săptămâna 27 se dezvoltă mucurii mâinii și picioarelor. Cel mai important este săptămâna 27-31, când se dezvoltă talamusul. Aceasta este originea creierului, responsabilă de senzații. De, până atunci, practic, embrionul nu poate fi numit om, el nu are nicio legătură cu mediul exterior. Nu înseamnă conștiință, din momentul în care începe să simtă, să gândească, să conștientizeze. S-au făcut studii la Academia Colegiilor Medicale din Anglia, conform cărora depresia post-avort și cancerul de sân nu are absolut nicio legătură cu întreruperea de sarcină. Pentru că și problemele psihice care apar după avort sunt în stare latentă dinaintea procreării. La Universitatea Columbia la Fior, cercetătorii au făcut un studiu conform căruia una la 10 femei de femei moare la o naștere și se moare la 167.000 de avorturi. O femeie la 167.000 de avorturi moare. Deci rata este mai mare în cazul unui naștere decât în cazul unui avort. De exemplu, în America sunt 8.8 decese la o naștere și 0.6 decese la un avort. Într-o scrisoare trimisă Ministerului Sănătății de 21 de ONG-uri în frunte cu purtătorul de cuvânt Iana Ionescu, ei vor să se dea aviz pentru interzicerea avortului, motivând faptul că dreptul la informare își pierde caracterul de drept. Nu poți interzice un medicament, nu poți lua dreptul de a decide pentru propriul corp. Presiunea pentru femei este extraordinară, pentru că se arată poze și clipuri cu feți de 8-9 luni avortați, care nu au picioare. Dar una este situația unui embrion 14 săptămâni, care are 11-12 cm lungime, iar capul are 2 cm în diametru, și alta este un copil la 8-9 luni avortat. Circa 80-90% dintre femei sunt până la vârsta de 20 de ani. Dar acestor fete nu se spune absolut nimic de consiliere. Ele merg la medic, își fac avortul, fac absolut tot ce este nevoie, dar nu vorbește nimeni cu ele. Nu trebuie să fie și la noi programe de consiliere pre- și post-avort. Noi nu suntem pro-avort, suntem pentru schimbare, pentru o informație corectă, pentru ca orice femeie să poată să aibă ce să fie. Vă mulțumim, urmează ultima rândă pe care o deschide echipa PRO. Ultima rândă, adică concluzie. Mi este greu să fac față atâtor argumente care au avut colegii mei privind susținerea avorturilor. Toate astea, oameni buni. Oamenii ăștia își doresc să, la bună lor discreție, să omoare o ființă umană doar pentru că femeile vor să facă o alegere într-un anumit moment, să le fie viața mai ușoară. Despre asta este vorba, până la urmă, în tot ceea ce spun ei. Vor să trăiască mai bine și chestia asta se întâmplă doar din egoism. Atâta tot. Acum, am să încerc să vă spun o poveste din trecut. Ai stat în urmă cu câțiva ani. O familie care a avusese un copil și care acel copil a avut o problemă și nu a supraviețuit. După cum știți, în comunism, avorturile erau interzise, dar în acest caz ar fi fost posibil, legea ar fi permis acest lucru. Acea familie s-a
pentru că nu știa ce să facă. S-a dus la Constantin Maximilian, care a fost unul dintre și este unul dintre cei mai buni geneticieni din România. Și a întrebat dacă ar trebui să facem avort sau nu. Și omul ăla, deși era cel mai bun genetician, a început să înjure. Să jure tare de tot. Și a zis, ceilalți geneticieni sunt niște idioți. Păstrați copilul, nu va fi niciun fel de problemă. Și astfel, eu pot să vă vorbesc astăzi în fața voastră. Asta este povestea mea. Poate că, nu știu ce să zic, dacă existența mea aici și dacă existența celor care mă cunosc contează și dacă am reușit măcar o vorbă bună sau o idee să transmit în relația pe care am avut-o cu voi, trebuie probabil să vă gândiți la ce ar fi putut să se întâmple fără ca eu să pot să fac ceva în acest sens acum câțiva ani de zile. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Urmează ultimul concurent, ultima rundă de la echipa Contra. În România, avortul a fost legalizat în 1957 prin decretul 463, urmând modelul RSS-ului, care a fost prima țară din lume în care s-a legalizat avortul în 1922. Decretul 463 a fost în vigoare 9 ani, când s-a emis decretul 770, prin care se interzice avortul. După 1990, avortul a fost din nou legalizat. Atunci s-au înregistrat 992.265 de avorturi, însă recordul a fost în plin comunism, cu 1.115.000. Psihologia demonstrează, în repetate rânduri, că omul tinde să facă ceea ce este interzis, mai cu seamă să nu respecte legea. Astfel, statistica spune că în perioada 1958-1966, adică în decursul a 9 ani în care avortul a fost legalizat, s-au înregistrat 7.521.000 de avorturi. În perioada următoare, adică în următorii 23 de ani de comunism, s-au înregistrat 7.398.210 avorturi. Iar în perioada 1990-2008, adică în următorii 19 ani de democrație în care avortul a fost legalizat, s-au înregistrat 7.259.596 de avorturi. Cifrele nu variază foarte mult. Astfel, ne întrebăm dacă diferența dintre 23 de ani de comunism și 19 ani de democrație o face doar 138.614 avorturi, care este puterea unei astfel de legi? Cifrele sunt oferite deja în România Liberă. Un raport UNICEF arată că, anual, 4.000 de nou-născuți sunt abandonați, iar alți 5.000 sunt uitați în spitalele de pediatrie. De asemenea, UNICEF arată că situația este neschimbată de 30 de ani. 42% dintre tinerele mame care își părăsesc copiii sunt neșcolarizate sau trăiesc la limita sărăciei. O altă problemă este că familiile nu le primesc acasă și nu le acordă niciun sprijin. Abandonul este sancționat de articolul 228 din Codul Penal și totuși nu s-a înregistrat niciun progres. Mă întreb de ce, având în vedere că este reglementat prin lege. Singura metodă de contracepție admisă de Biblie este cea naturală, adică reprezentată de abstinență. Pe plan religios, o astfel de lege ar fi incompletă, alături de comercializarea masă a anticoncepționalelor. Ministerul Sănătății și Familiei oferă periodic sume de bani pentru achiziționarea masă a contraceptivelor. Consider că singura metodă de protecție care nu deranjează corpul în niciun fel, este prezervativul. Revenind la inutilitatea unei astfel de legi, este permisă administrarea pastilelor prin care se introduc în organism hormoni care să controleze corpul și o posibilă sarcină, care au ca reacții adverse, sângerări intermenstruale, modificări ale secreției, infecții, hipertensiune arterială, retenție de lichide, scăderea toleranței la glucoză, tromboză, icter colestatic, dar nu este permisă o operațiune medicală de avort? Pilulele contraceptive reprezintă o afacere sau un beneficiu? Am fost întrebați dacă suntem de acord cu uciderea unui om.
Tocmai din acest motiv, nu suntem de acord ca femeia să poată o sarcină care ar ucide-o. În concluzie, în perioada în care se pune accentul pe libertatea în gândire, în exprimare, în decizii, de ce trebuie să fie constrânsă o femeie? Vă mulțumim. Acum urmează ca juriul să delibereze și vă vom comunica ce echipă merge mai departe. O pauză de 5 minute. Biserica aprobă abortul în situațiile de extreme.